asta, iarna nu-i ca vara. Pleșul Liceanu sau Petre Țuțea? Cine credeți că a spus asta? Cred că Petre. Petre Țuțea. Da. De ce? Fiindcă dânsul era și cu car cu bui și nu mai avea el legătură cu asta. El s-a aprovizionat înainte cu toate alimentele, cu toate aia. Și a zis, dacă am o măligă în casă, mă lai și am muncit toamna să adun roadele, deci acum pot să stau buierești. Iarna nu-i ca vara. Da, am auzit. Unde ați auzit? La școală, când eram în general. La școală. Iarna nu-i ca vara, așa este. Ați auzit-o? Da. Ce înseamnă, doamna, asta? Adică, dacă vara este foarte călduroasă, zice că și iarna este friguroasă. Ce înseamnă, doamna, asta? Iarna nu-i ca vara. Păi, vara e cald, iarna e frig. E frig. Ce înseamnă pentru noi, români, expresia asta? Iarna nu-i ca vara. Păi, adică nu, că e frig. Iarna nu-i ca vara. Pleșul Liceanu sau Petre Țuțea? Cine credeți că a spus asta? Cred că Petre. Cine credeți că a spus? Pleșul. Pleșul a spus, iarna nu-i ca vara. Prea complicată, prea profundă. Cum vi se pare așa expresia? Să zic eu că e... Ce mare filozof român a spus iarna nu-i ca vara? Pleșul, Liceanu sau Petre Țuțea? Cine credeți că a spus iarna nu-i ca vara? E Pleșul, nu cred. Petre Țuțea spune. Da. A spus asta. Eu așa... Liceanu. Cred că Pleșul, știu. Ce înseamnă, doamna, asta? Ce înțelegem noi din expresia asta? Păi iarna e frig, vara e cald, iarna e zăpadă, vara nu e. Ce e iarna nu-i ca vara? E o metaforă, dar să te aprovizinezi. Adică dacă muncești, poți să ai. Am înțeles. Uitați, eu stau mai aici sus, vis-a-vis de hotel la Gina. Am înțeles. E un hotel, dar nu l-am mai făcut, că ea tot așa s-a aventurat, că face de toate, n-a făcut nimic. Putea să facă numai un etaj și jos la cazare, o cantina săracilor. N-a am mai înțeles. Făcut am nimic. Trecut la al subiect. De ce credeți că a fost nevoie să o spună Pleșul și n-am spus-o noi? Pentru că nu a știut. Nu ne-a trecut până în cap. Da. Așa este vorba asta din poporul român. Adică aveți... Vezi, doamne, că iarna nu-i ca... Nu-i ca vara, așa. Ăla ultimul care l-a spus dumneavoastră. Petre Țuțea, credeți că a spus? Nu, nu. Sigur? Sigur, sigur. Nu se poate ca iarna să fie ca vara. N-are cum. Păi n-are cum. N-are cum. Iarna faci sanie, vara căruță. Corect. Ți-aduci lemne, pui la adăpost acolo și ai o vărzică, o daia, un purceluș dacă ți l-ai tăiat. Ai o jumară, ți-ai făcut două verzi de ducuiat în centru, că ești și gata, te-ai descurcat băierești. De ce credeți că a fost nevoie de un filozof să o spună? Și nu ne-a venit nouă idee. Fiindcă a fost deștept. Am mai zis-o, de ce să nu zic că n-am mai Dar zis-o? Dar credeți că a înaintea lui Pleșu sau el a spus-o primul? Nu, el a spus-o primul, am înțeles. Noi din ăștia bătrânii am învățat și noi cuvântul ăsta că... Iarna nu-i ca vara? Petre Țuțea. Da. De ce? Fiindcă dânsul era și cu car cu bui și nu mai avea el legătură cu asta, el s-a aprovizionat înainte.